ce prejudiciu a fost, acum ce a costat, cum a costat? Păi eu n-am reparat mașina nici acum. Eu am cumpărat un geam, dar tabla nu, n-am reparat-o. I-am pus un geam. Ce tablă? Poftim? A avut și tabla? Păi da. Păi aia costă mai mult. Că acolo e vorba de cinefigerie, vopsitorie. Am înțeles. Găurile alea în tablă. Ce-au fost găuri? Eu nu mă țin de să-i fost găuri. Da. Uitați-vă la poze. Eu n-am reparat mașina. Mașina nu e reparată. Și nici alt incident nu am avut. Dacă vreți, puteți să vedeți mașina. Am înțeles. Păi și cum să procedăm atunci? Cum să facem? Și o ducem la serviciu să reparăm sau cum să facem? Păi dacă ăsta nici nu m-a contactat, dumneavoastră vorbiți acum numele lui? Nu, eu sunt. Eu sunt. Tu ești ăla care a intrat cu pistolul? Da. Vino, frate, cu un ținichigiu, mergem la un servici, îi facem constatarea, mai feresc, mașina mea e nouă, e 2016, tu ai trebuit într-o mașină nouă. Nu e, nici acum are 70.000 de kilometri, mașina mea n-avea niciun incident, mi-ai făcut mașina praf. Mergem la servici, îmi spune ăștia, eu am cumpărat un geam, atât. De la dezvăluire. Da, păi ăla care... Dar să eu ți-am zis că nu mai ține aminte că eu aș ține aminte că e decât geamul ăla după spate stânga, atât. Păi nu, tati. Păi ăla după spate stânga. Plus, mașina era taxiu. Da. Mergem la Meridian, îți calculează Meridianul cât plătea el licența. Nu e chiar așa. Ce plătea el? Păi nu întreb, că nu știu, dar aia ți-a te duce. Deci fii atent, eu spun ce m-a costat pe mine. Am avut 2 zile de stat, 2 milioane, licența și cartea de muncă. Nu te umflu în nimic, te interesezi. La taximetriști, m-ai înțeles? 2.700.000 am dat pe geam. În condițiile în care l-am luat de la niște dezmembrări, am fost până afara Bucureștiului. Mă înțelegi? Plus asta, tinichigeria. Că trebuie acolo reparată tabla. Unde stai tu acum? Unde ești? În Pantelimon suntem cu... Păi, eu stau în Sorezian, pe Petre Ionescu. Vino aici, dacă vrei, te uiți la mașină. Hai că trec mâine, nu pot azi, mai am ceva de făcut și trec mâine, te sun. Treci tată și te uiți la mașină. Trebuie să învopsească ușa aia cu geamul și aripa toată trebuie vopsită. Ok, eu hai că vorbesc atunci să întreb și la un serviciu, adică nu la orice pădăsta, suntem la un serviciu cu care mai avem noi contract de mai face mașină la muncă. Da. Și să vedem, eventual ducem, întrebăm cât durează, ducem acolo, o facem, vedem cum și în ce fel. Adică să-l întreb și eu cât costă și eu ce mă aștept, bă, na, asta e greșeală, să plătești. A fost pandemia, vieții, a fost morții, n-am avut niciun număr de al tău. Era pandemia atunci, 28. Nu era, ești 2018. Nu era pandemie. 2018. Da, de la miliție, de la poliție nu mi-a zis nimic, mi-a zis, domnule, stai puțin că n-am constatat nimic, n-am făcut nimic, vorbește cu băiatul ăla, pune geamul și după aia sună-mă. Exact așa mi-a spus. Da, frate, vii și îmi pui, eu nu mă bucur, eu nu sunt amărât, nu încerc să iau bani de la tine, mai întâi. Normal. Da, uite, eu nici n-am mai lucrat cu mașina, e trasă aici. Eu am foarte mulți bani, mai interes, nu sunt amărât, nu intenționez să iau un bani, dar vreau să mi-o repar dacă mi-o repar. Normal, mai interes, normal. Nu vreau să mă negu, că dacă era o greșeală, din partea ta, crede-mă că te iertam. Băi, crede-mă că te iertam. Dar tu ai făcut-o, frate, n-am cum să ierți pe cineva care o dă marduială. Eu nu am dat-o, fii atent, că data mai și ca nata... Nu, ai vrut să-mi tragi cu pistolul ăla în ochi. Tu ai vrut să-mi tragi cu pistolul în ochi. Nu, Doamne ferește. E, cum, dracu, lasă că știu eu nu-s prost. Tu-mi trageai în ochi. Cum să fac așa ceva? Dar eu mă joc, am și eu alte lucruri și pe unde lucrez, am și eu alte chestii. Nu stau acum să fac din astea. Nu, eu am făcut așa, nici măcar n-am...
deci nici măcar aveam habar că pot sparge geamul ăla. Crede-mă. Crede-mă, pe cuvânt. Nu, că s-a spart și tabla. Vino și o să vezi că s-a spart și tabla. Nu ți-a arătat muze politică. Așa, bă, nenel, îți intimidez, că am văzut că tu făceai pe acolo cu mașina, am scuipat pe mine. Hai mă, lasă, îl intimidez. Dar eu n-am văzut că se sparge geamul. Așa că, dă-le. Nu sunt eu cu smardoiarea cu nebunul ăsta. Nu mai suntem un an în care se face să fii smardoit. Nu știu. Da, hai că trec mâine. Te sun mâine. Dimineața am și eu o ședință și te sun mâine și vin să vedem vorba așa și între timp vorbești și la serviciu. Bine, omule, bine. Da? Bine. Bine. Sănătate. Salut. Nu mai bine.